școlar, pentru că e un subiect care cu siguranță îi preocupă pe cei mai mulți dintre părinți. Vorbim așadar cu domnul dr. Constantin Neagu, un vechi prieten al emisiunii, care este medic de familie și specialist în terapii complementare. Deci vom vorbi așa mai pe larg și în mai multe feluri, nu doar în modul clasic despre cum să își mențină copiii îndrumați de părinți starea de sănătate. Bună seara, domnule doctor, mulțumesc că ați venit la noi. Română, bună seara și bună seara telespectatorilor noastre. E așadar un început. Anul bisericesc a fost marcat de curând, anul școlar, toamna se numără bobocii. Mie personal îmi place vara și sunt așa nostalgică după soare și după plajă, dar bineînțeles că viața își continuă cursul și trebuie să ne adaptăm la anotimpul pe care îl traversăm. În special despre copii vom vorbi, dar și despre părinți, pentru că și ei sunt, eu știu, încercați la început de an școlar, dacă până mai ieri au alergat după rechizite, poate uniformă, ghiozdane, care, mai de care mai moderne, acum cred că trebuie să se preocupe și de starea de sănătate a copilului. Chiar dacă copilul este sănătos sau aparent sănătos, urmează. Pentru unii copii e prima dată în colectivitate. Vin anumite boli de sezon, multe, multe aspecte. Ce mâncăm, ce mănâncă cei mici în pauze, cum se odihnesc cei mici acasă. Cât de mult avem de vorbit. Cum vedeți dumneavoastră, ca medic de familie, așa, situația la început de an școlar? În primul rând, vreau să remarc că vara n-a plecat încă din punct de vedere al valorilor termice. Da, să nu o supărăm, să mai stea un picuț. Se pare că, deși noaptea este frig și asta este o caracteristică a acestei perioade, o caracteristică care are influența asupra stării de sănătate a tuturor și a copiilor în mod special. Spuneați că acum și părinții au o preocupare în mod deosebit a stării de sănătate, pe care eu sunt sigur că au permanent, dar acum sunt încercați și de alte griji. Griji care implicit vor avea în sfera lor de preocupare și modificările stării de sănătate a copilului care, după o perioadă de relaxare, mai frumoasă, mai, eu știu, bogată Mai liniștită sau mai agitată sau mai după caz, agitată, da? exact, revine sau intră pentru prima dată într-un alt regim de funcționare din punct de vedere al activităților de zi cu zi. Iar această trecere de regulă, și pentru adult, și pentru copil, când trece de la vacanță la activitate, e necesară o perioadă de adaptare. Adaptare care nu se face totdeauna foarte ușor. Pentru unii chiar mai greu, alții probabil că nu prea fac diferențe între activitățile sau cum văd ei activitățile din timpul școlii, mă refer la elevi și din vacanță, și atunci trecerea nu e așa de greu de gestionat. De regulă, în această perioadă, și datorită schimbărilor climatice de toamnă, și datorită schimbării de ritm al activităților zilnice, apar modificări ale stării de sănătate. M-aș referi pe categorii de elevi, pentru că e o leacă de diferență. Îi luăm pe cei mici întâi, care merg prima dată în Categoric, colectivitate, da? aceștia au nevoie și de un suport mai substanțial din partea celor din jurul lor, ca să-i ajute să se adapteze mai ușor la noile condiții sau mai vechile condiții de care au fost uitate, și asta de fapt este și rostul să se detașeze în timpul vacanței de ritmul școlar. De regulă, în această perioadă, orice ființă umană, în momentul în care este obligată să intre într-un ritm riguros care ține de oră, de un program stabilit de alții,
nu se simte tocmai în largul lui. Și atunci această adaptare... Nu ne place cu program. De regulă, ceea ce nu putem controla noi intră în categoria celor impuse din exterior și organismul nostru, cum zic eu, îmi place să zic, se aricește. Deci arată că nu-i tocmai pe plac, că nu-i ceea ce își dorește el sau ce a decis el să facă. Și exact aici este punctul la care vreau să mă refer, și anume pregătirea, care era până mai ieri necesară de făcut pentru cei mici de către părinți în ceea ce privește ce va urma, mai ales cei care intră în grupa 0, care intră în grupa, în clasa 1. Și nu-i târziu, pentru că și azi și mâine și poimâine, până când se fac trecerea, că se face ușor, nu intră direct în procesul de învățământ, e numai bine de crescut curiozitatea copilului către activitățile care urmează să le desfășoare în continuare. De crescut dorința acestuia de a afla lucruri noi. Deși câteodată s-ar putea să nu fie noi deloc. Dar forma sub care le va afla e nouă. E, asta e. Ori în momentul în care îi spui cuiva, știi, în următoarea perioadă ai să mergi la școală. Iar acolo fiecare va încerca să acumuleze, să câștige cât mai mult din ceea ce le se oferă acolo. Iar acolo se oferă informații. Să știți că la 5 ani cuvântul informație este foarte bine perceput. Și decât să-i spun, nu știu, că ai să vezi despre natură, că ai să vezi, nu. Informația ca și noțiune este mult mai bine reprezentată acum în mintea unui copil decât orice altceva. Și eu personal înclin să recomand acest limbaj pentru părinți, pentru că îl face mai atent pe cel mic de ce urmează să facă acolo. Deci noi zicem, vei afla lucruri noi, vei afla informații. Da. Pentru că ei de la 2-3 ani deja se joacă cu informația. Au tablete, au telefoane acolo ca atari. Datorită intermediului cu această tehnică, el percepe lucrurile astea ca informații și le prelucrează ca atare. Asta este părerea mea și ceea ce am ca feedback la elevii care am contact zi de zi. Referitor la starea de sănătate, de ce am spus lucrul ăsta? Pentru că asta are impact asupra starei de sănătate. În momentul în care un copil este dus și mai acum un an, doi în urmă, când întreb cu diferite ocazii, tu de ce mergi la școală, răspunsul era covârșitor, m-a dus mama. Care e motivul pentru care duci la școală? M-a dus mama. Deci chiar trebuie, n-are nicio motivație așa, din niciun fel. Deci nu are legătură cu el, cu voința lui. Nu, ci cu altul. E, în astfel de condiții, adaptarea la un regim strict de activitate este mai greoaie și de aici apar tulburările de adaptare și acele semne ale stării noastre de sănătate, cum ar fi răcelile, de exemplu. Poate trebuie să le mulțumim vecinilor că lucrează în aceste momente pe aici deasupra. Asta e, suntem în direct și... Din acest punct de vedere, răcelile de sezon, mai ales la grupa mică, sunt foarte frecvente. În primul rând că trebuie să adapteze sculatului de dimineață și ieșit în mediu rece din culcușul de peste noapte, care este un efort de adaptare și de multe ori organismul va semnaliza lucrul ăsta înfundându-se nasul, apărând strănutul, care nu e neapărat o boală. Guturaiul este considerată doar o semnalizare că organismul în momentul respectiv se adaptează la condițiile de frig. În general nu trebuie tratat. Dar în momentul în care aceste semnale nu sunt luate în considerare și nu sunt luate măsurile de protecție,
Deci să protejăm mai bine copilul prin îmbrăcăminte, prin lichide, categoric aceste semnale se vor transforma într-o patologie și vor apărea rinofaringitele, faringitele, tracheitele. Acum, zilele astea, am observat infecții respiratorii cu un debut foarte scurt, aproape imperceptibil în căile respiratorii superioare și au poposit direct în căile inferioare și chiar în plămân și pneumonii care de regulă nu erau specifice acestei perioade. Dar ce să facem? Suportul emoțional pe care vin aceste răceli, da? E diferența de temperatură. Dacă nu îi face o deosebită plăcere copilului să meargă la școală, dacă știe că trebuie să meargă acolo și nu este indusă ideea că acolo e ceva benefic și să ajungă să vrea, că să-l întreb ce faci mâine dimineață, vreau să mă duc la grădii sau trebuie să mă duc la grădii, deja vorbim alte, nu? Deci în momentul în care copilul face ceva obligat, chiar dacă e micuț și trebuie să facă ce zic părinții, e mult mai predispus, eu știu, organismul lui este un pic mai, nu știu cum să-i zic, sensibil să prindă o răceală. Da. Pentru că e expus, așa e, cu sufletul deschis, nici nu știu cum să facem pe părinți să înțeleagă că atunci când copilul nu se simte bine, emoțional, nu face o activitate care îi face plăcere, atunci, expus fiind și la factorii de mediu, este mult mai ușor, nu, să răcească. Deja la mine există o rutină, explic lucrul ăsta atât de des încât nici nu știu cum să-l fac să fie... Explicați-o să înțelege? Să fie penetrant, și anume, în momentul în care noi ne propunem să o anumită activitate. Noi cei mari, da? Da. Și spun, trebuie făcut lucrul ăsta. Automat, doar la această imperație pe care eu mi-o propun mie însumi, organismul meu va face dublu efort. Va consuma resurse de două ori. Odată să-și învingă nemulțumirea că trebuie și a doua oară să facă lucrul respectiv. Și atunci, logic, ar fi să spun, mi-ar place. Sau mi-este necesar. E altceva decât cuvântul trebuie. Da, cred că atunci, mobilizarea... necesar între trebuie și vreau, e această cale de mijloc care e mai accesibilă. Da. Categoric, în momentul în care unui copil care are altceva în plan, dorește altceva și spui este necesar, trebuie să-i explici necesitatea ca la nivelul lui să-și o însușească. Aici intervine abilitatea și timpul și răbdarea părintelui de a găsi și a-și cunoaște foarte bine odrasla, să găsească cum puntea de comunicare optimă, da? Să-i spună ce înseamnă, de ce este necesar, prin exemple lucruri concrete care sunt acum, nevoi de acum, nu ce o să fie peste 20 de ani, copilul nu știe. Nu vrea să se gândească acolo, pentru că trebuie să înveți, pentru că atunci când ai să fii mare, să faci, se pare atât o perioadă atât de lungă, undeva departe și un drum atât de anevoios, exact. Că trebuie să facă ceva acum pentru să primească peste multă vreme. Iarăși îmi place această comparație a perioadei pentru care un individ uman își face planuri. Cu cât suntem mici, ne facem planuri pentru perioade cât mai apropiate. Cuvântul mâine e ceva, o perioadă lungă de timp. Când învăț ce ia săptămână, lună, e mult, ani, ceva foarte greu de perceput la grupa mică. Ne dăm seama după ce trecem spre gimnaziu încolo ce înseamnă ani. Și atunci, categoric, în discuția și în momentul în care motivăm un copil la grupa mică de vârstă, deci până în clasa a 5-a, e bine să folosim termeni și termene cât mai apropiate de necesitățile lui actuale, acum și atunci, altfel îl motivăm.
dar să revină în momentul în care li se propune și categoric sunt obligați să meargă acolo unde nu le place și aici intervine și adaptarea în colectiv. Discut mai curs despre asta. Da. Ei vor face un efort mai mare, vor fi mai obosiți, iar sistemul lor imunitar va fi greu încercat. Deci așa e explicația logică, da? Resurse mai mici, pentru că deja el este obosit numai pentru faptul că trebuie să se muncească, să consume energie, să-și învingă nemulțumire. Și după aia să se orienteze unde este, să se adapteze la ce este acolo. Și intervine după aia colectivul. Deci am jalonat întâi partea de acasă. Așa. Da, mă gândesc eu, ar fi bine să fie copiii duși cât mai devreme în colectivitate? Sau ținuți mai mult acasă? N-aș putea spune ce ar fi mai bine, dar vă pot spune ceea ce există în legislație pe de o parte și ceea ce am observat în experiență pe de altă parte. Cred că asta aș vrea să știu. În experiență, un copil dus între copii de micuți și un copil ținut acasă până la 3 ani, 3 ani și ceva și apoi dus în colectivitate. Diferența între cei doi. Dacă este, eu știu de cum se poartă, de cum, cât e de sănătos. Să facem o precizare. Este vorba de colectivități organizate. Grădiniță. Da, evident. Da? Evident. Pentru da. Că poate să stea 3 ani acasă, dar într-o curte cu jdimii de... Scuzați cuvântul. Deci cu foarte mulți copii. Veri, vecini și eu, o colectivitate acolo cu care se joacă zi de zi, e ok. Bun. Deci e foarte bine că faceți precizarea. Deci ori singur acasă până la 3 ani cu mama, tata, o bunică, o bonă. Sau așa, poate un frate. Sau poate un frate. Și stat acasă până la 3 ani într-o curte cu mulți copii, mulți vecini, mulți crescuți acolo la grămadă jucându-se. Așa. Sau mulți frați. Și aici sau e... așa, da. Deci omul ca atare este o ființă socială. Excepțiile a celor care trăiesc singuri prin ei că vor să excepții care confirmă regula. Dezvoltarea cea mai bună a unui individ este în colectivitatea de oameni. Și categoric, cu cât includem copilul în colectivități la vârsta în care percepe colectivitatea și poate să fie lărgită dependența de mamă, și aici sunt niște limite și dezvoltarea asta și necesitatea de siguranță, de securizare, depinde de la individ la individ. Când îl duc la cămin sau îl duc la grădiniță, mai devreme sau mai târziu, în funcție de cum reușim să-i creiem dorința de autonomie. Ca să-și permită să se depărteze și să simtă în siguranță mai departe de mamă. Revenind, în momentul în care îl ducem mai devreme, are capătă cunoștințe de a se adapta mai ușor. Pentru că în colectivități de copii de aceeași vârstă, ei se simt în siguranță. Comunică în felul lor. Își comunică și își percep mult mai ușor starea de mulțumire, de bucurie sau starea de frică. Și categoric învață mult mai ușor de la unul asemenea lui decât m-aș chinui eu să-i explic, să-l învăț. Pur și simplu prin copiere. Și se învață lucruri acolo, alea automate și involuntare. Reacțiile automate și involuntare, ce înseamnă pericol, ce nu, cum reacționăm, cum e mai bine. De asta e o diferență și vor fi mai sănătoși. Deci mulți părinți o spună că nu e așa, că ori de câte ori o dus în colectivitate, de atâtea ori o recit și o trebuie tratamente. Așa, faceți precizarea asta, așa, vă rog. Și categoric o trebuie să-l rupă de colectivitate, a făcut tratamentul, l-a întors înapoi în colectivitate, iar o recit. Dar nu și-a pus niciodată întrebarea dacă acea colectivitate sau acel loc i-a făcut plăcere sau nu. Pentru că din ceea ce am întrebat
de fiecare dată când se întâmplă lucrul ăsta și de acum mă aștept să se întâmple, cei care îi duc la cămin, la școală, să vină răceți, primul lucru îl întreb, dacă e mai răsăritul ăla, când întreabă, ce-ți place ție acolo? Și la întrebarea asta nu o să-mi răspundă nimic și îmi spun imediat, întrebă, dar ce nu-ți place? Oh, și începe, aia. Și atunci arăt, asta este motivul răcelii. Schimbăm locul, colectivul. Mai greu în ziua de azi. Dar asta este recomandarea. Mai greu, dar poate nu îi se potrivește. N-a nimerit cu, eu știu, cu întâmplă, cu care să rezoneze, zic eu. Aici o chestie pur psihologică. Putem face lucrul ăsta, a schimba ceva într-o colectivitate sau colectivitatea, lăsându-l pe el și aleagă între două rele care e mai puțin rău. Și va alege, dar după ce e alegerea lui, se adaptează altfel. Alegerea lui, că vrea el. Deci chiar dacă alege ceva ce, deci alege până la urmă ceva ce inițial nu i-a plăcut, prin comparație cu un alt exact. Lucru, se va adapta mai ușor, mai nu? Mai ușor, pentru că spune, aici am vrut eu, ok, chiar dacă nu mai place, dar am vrut eu, e de la mine. Se poate așa și cu, eu știu, un fel de mâncare, două? Da? Deci, eu știu, îi dă mama spanac, că e bun, e cu cresc mușchi, cu de la desene animate trebuie. Dar îi dă spanac și spanacul nu este bun, îi dă ceva, nu știu ce să zic. Îl amestecăm și cu altceva și îi spunem altfel și îi spunem altfel și amestecăm și la un moment dat s-ar putea să-i placă. Sau îi dăm nu, ceva care nu-i place deloc și va alege până la urmă? Nu chiar. Aici nu trebuie să împingem foarte mult limitele, trebuie să fie asemănătoare. Asemănătoare. Și atunci momentul care nu sunt total diferite și niciunul nu-i place, nu o să-l accepte pe niciunul. Deci, oricum ar fi idee să fie responsabilizat în sensul să îi fie pusă lui pe umăr această, să zic eu, decizie. Povară, da? A deciziei. Al învăța, da? Să ia decizii, da? Pentru el. Lucruri indiferent mărunte. Care e decizia ta, ți-o asumi. Da. Dar e a lui și trebuie să conștientizeze asta. Nici suferința internă și nici suferința fizică nu va fi atât de mare sau va lipsi. Deci nu m-a pus mama, m-am dus eu. Uh-huh. Și înțeleg de la ce vârstă înțeleg ea asta? De acum cam de la 4 ani. Am înțeles. Înainte spuneam 7. Acum? Mult mai devreme. Da. Mult mai devreme. Deci ne surprind agerimea, istețimea, orientarea copiilor foarte mici. Devine tehnică și avalanșa de informații. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, după care vom afla informații noi despre copiii în colectivitate, despre starea lor de sănătate și de vaccinări. Vom vorbi și de vaccinări. Această seară, la început de an școlar, vorbim despre sănătatea copiilor la început de an școlar în colectivitate cu domnul dr. Constantin Neagu, care este medic de familie și totodată specialist în terapii complementare. De asta discuția noastră nu s-a axat în prima parte a emisiunii despre ce medicamente să luăm în dulăpiorul nostru, ce să nu ne lipsească, ce să-i dăm copilului când face febră sau când are o problemă cu burtica. Ne-am gândit să ne ducem la originea posibilei probleme, da? Dacă celui mic îi place acolo unde este, dacă cel mic se adaptează acolo unde este dus, dacă trebuie sau dacă vrea. Și sunt multe aspecte de care părinții ar trebui să țină cont, că cel mic are o personalitate a lui, nu este chiar atât de mic și trebuie responsabilizat și trebuie întrebat, vrei, îți place, poți? Sau îl putem face să așa. Se gândească cu plăcere la anumite lucruri, pentru că s-ar putea, mai ales grupa mică despre care am discutat în prima parte, să nu cunoască, să nu-și poate imagina anumite lucruri și atunci noi vorbim despre ceva... Bun, da. Să vorbim un pic despre prima zi în care părinții își fac mai multe griji. Vai, dacă o să plângă, vai, o să trebuiască să stau o oră, două, trei cu el, o să stau și eu acolo. Păi ce ne facem dacă stau toți părinții acolo cu copiii? Da? Ce să facă? Da? Cel și mic aduc plânge, aminte plânge. De prima lor zi nu știu dacă de școală. Bun. Cel mic care e alintat de acasă se prinde așa de mâna mamei și plânge și nu vrea să...
cum îl facem pe cel mic să rămână acolo? Sau trebuie să stea mămica, tăticu, o oră, două, trei? În primul rând, cel puțin în colectivitățile mici, unde lumea se cunoaște cam cu toată lumea, chiar și în orașele mici se poate întâmpla lucrul ăsta. E bine ca aceste colectivități, și deja neavând un mare număr de copii de clasa 1, nu sunt chiar necunoscuți ei între ei. S-au mai întâlnit la grădiniță, s-au mai întâlnit în parcul de joacă, s-au mai întâlnit în diferite ocazii de colectivități ad hoc, cum spune o nuntă, o zi a cuiva. Și bazându-ne pe lucrul ăsta, recomandarea este și pregătirea înainte, dar și acum când știm cine este în acea clasă, în acea colectivitate, să încercăm să noi ca adulți să creăm anumite legături întâi din afară, după aia o să le facă ei, plasându-i fizic și făcându-le legătura cu cei cunoscuți acolo, și dă o stare de siguranță. Și în momentul în care se ia cu celălalt, nu mai uită de acea legătură care o are de nesiguranță, că se desprinde de mama. Și am să fac tot timpul această remarcă. Suntem dependenți de mama. Ceea ce e bine sau nu prea? Că mie îmi sună de dependența, mie personal. Mie nu-mi sună ceva de bine. Siguranței. Da? Această stare de independență ne-o asumăm și ne-o dorim cam în perioada prepubertară-pubertară. Până atunci suntem dependenți. Vrem să fim dependenți. Ne simțim mai bine, mai în siguranță când avem spatele. Și cum avem cui ne plânge și cui plânge și de ce plânge și așa mai departe. E un lucru specific nu numai omului, mamiferilor în general. Iar ceea ce se observă efectiv în prima zi de școală și la grădiniță și la școală este această desprindere greoaie de mamă. Din diferite motive, dacă merge tatăl, tragedia va fi acasă, nu la școală. Naolea, de ce? Pentru că el nu vrea să se desprinde de mamă, vrea să meargă cu mama, nu cu tata. Aha, deci va plânge că înainte să ajungă, la asta va și asta e mai pregnant la băieții. Sunt mai atașați de mamă din punctul ăsta de vedere strict. Tot ce vă voi povesti în continuare are la bază un concept care eu îl enunț acum, și anume că terenul, sistemul nostru ca și corp și energia pe care o are de alocat în anumite activități contează mai mult, și resursele pe care le avem contează mai mult decât exteriorul, decât factorii externi. Pentru că încă majoritatea fenomenelor de sănătate sunt privite ca o reacție anormală de răspuns, neechilibrată de răspuns a organismului nostru la diferite factori externi, care dacă depășesc o anumită capacitate a noastră de adaptare determină boala. Cam același lucru, numai că factorul extern, dacă este și chiar supraliminar, dar organismul își gospodărește bine resursele și este bine echilibrat pe din rând, va ști să-l evite, să-l eschiveze. Și atunci daunele și boala ca atare apare mai puțin. De aia tot ce vă voi spune în continuare este în spiritul creșterii capacității organismului ca atare, ca întreg, nu doar fizic, ci ca și complex fizic, psihic, emoțional și social. Pentru că, la urmă, noi suntem dependenți din colectivitatea în care ne desfășurăm, ne formăm ca individ. Și atunci, pentru că tocmai început să mai înainte cu ce să avem la îndemână în caz de, eu v-aș spune cam așa. Toamna asta este nici săracă, nici prea bogată, dar avem suficiente resurse de alimente care le putem mânca crude. Fructe, legume,
și să înlocuim dulciurile rafinate cu dulciurile naturale. Vor avea un efect și un impact extraordinar asupra sănătății și asupra creșterii acestei rezistențe și în felul ăsta ne adaptăm mai ușor la condițiile atât de vreme cât și de colectivitate și nu vom mai avea semne că organismul nu se adaptează. Pentru că la urmă răcelile sunt un impas. Când organismul nu mai are resurse, categoric mediul extern, chiar dacă nu este la un nivel de impact foarte mare, dar găsește terenul foarte slăbit și atunci va apare eroarea de funcționare. Ce se întâmplă dacă cel mic, nu știu, nu-i place de doamna învățătoare, doamna educatoare? Există și posibilități din acestea să, nu știu, nu, da, e, ori nu fi. E la fel de blândă ca mami, nu e la categoric, fel de... Categoric, nu? Da? Așa, dar... Sau sunt copii care își vor, nu știu, vor distribui și către doamna învățătoare un pic de afecțiune, pentru că ei sunt afectuoși. E de dorit. E de dorit, da? E de dorit. Și categoric, iarăși, atât în colaborare cu cadrul didactic, părintele trebuie să găsească pe acei care au o apropiere față de doamna și să-i pună pe mici în legătură cu aceștia care au o legătură afectivă mai bună cu învățătoarea, cu profesorul și ceilalți care nu reușesc această legătură, prin ceilalți să-și o formeze. Deci, eu aș spune relații de prietenie. Îs prieten cu... și aici se pot aranja colegi de bancă, în fine, sunt lucruri, apare o contagiune. Și în sens negativ, cel mai des, dar și în sens pozitiv. Ori în momentul în care văd că acel coleg de lângă mine obține mai ușor anumite lucruri, atrage mai ușor atenția, că aici e toată treaba, se va uita. Mă voi uita la el, de ce el poate face lucrul ăsta și eu nu. Și automat voi copia, mai des la grupa mică, voi copia niște comportamente și până la urmă creez și relația directă. Deci copilul cel popular să fie oarecum pus în legătură cu copilul cel mai timid sau cel mai retras. Exact, exact. Da? Deci cum ar veni extremele, da? Ca ei prin imitație să ajungă cumva la un numitor comun. Exact. Da? Asta este una din tehnici. Există mai multe tehnici categorii care trebuie aplicate de către învățători și profesori, da? Pe de o parte și cu ajutorul părinților, pentru că părintele are un cuvânt de spus în momentul în care un copil mai neastâmpărat, deși este deschis, comunică mai ușor cu cei din jur și cu învățătorul sau cu profesorul, va fi etichetat într-un anumit fel. Sunt unii părinți care nu-și doresc ca copilul lor să fie alături de acelalt, că învață lucruri mai puțin, nu știu, plăcute lor. Dar oricum, în timp, când trec la gimnaziu, deja se așează lucrurile, se creează prietenii sau antipatii care sunt duse, motivate și alea sunt duse, dar e normal pentru că practic asta intră în definitivarea personalității umane. Hai să vorbim și despre acest subiect, care nu e un subiect foarte ușor, așa, foarte al vaccinărilor. Mulți părinți, sau nu știu dacă chiar mulți, dar aleg să nu-și vaccineze copiii, dar îi duc în colectivități și de aici tot felul de discuții, de ce vine copilul X care nu e vaccinat lângă copilul meu care e vaccinat, de ce copilul meu se îmbolnăvește, cum ar trebui procedat în legătură cu acest subiect al vaccinelor? Ar trebui toți copiii care merg în aceeași colectivitate să fie vaccinați sau dacă alegem că până la urmă fiecare părinte poate să aleagă pentru copilul lui dacă îl vaccinează sau nu, să-l ducă în colectivitate, ceilalți părinți cum gestionează situația asta, e un pic delicat aspectul acesta. Este pentru că fiecare se gândește la sănătatea copilului lui. Este delicat. Eu am să vă spun, deși am avut intenția să mă refer la lege și care se va definitiva probabil la 1 ianuarie la anul a vaccinărilor. De 31 de ani fac vaccinuri.
Am făcut așa o socoteală că în perioada asta am vaccinat peste 6.000, 7.000 de copii. Cu mai multe doze, cum a fost planul de vaccinare în timp. Vreau să vă spun că efecte secundare n-am avut. Părinții care vin acum cu copiii la vaccin și își pun întrebări să-l vaccineze, să nu-l vaccineze, îl întreb pe el. Te-am vaccinat. Îi cunoaște. Ești vaccinat. Ți-o dăunat în vreun fel? Ți-o folosit în vreun fel? Dar bineînțeles că va veni replica. Erau alte boli, erau alte timpuri, era alt mediu, Erau alte vaccinuri erau fabricate în alte România, vaccinuri, că asta mi se spune în fiecare zi. da, nu erau boli pe care nu, chiar nu le numesc atunci diagnosticate sau nu se știa de anumite, așa? Dar nici nu avem vaccin pentru ele, ca să nu Da, bun, dar se trage. nu era cum e acum asociată cu tare afecțiune cu un anume vaccin. Pentru că e de ajuns o Nu piatră intrăm să în se arunce și, da? amănunte, Nu, dar chiar nu asta intrăm în este o amănunte, pentru frică că... mediatică. Nu este susținută, cel puțin informația pe care o am eu, n-am cu ce justifica și susține o hotărâre de nevaccinare. Cu atât mai mult cu cât trăim într-o societate unde bolile transmisibile, cu această etichetă, există, sunt într-o realitate, iar riscul ca atare există. Categoric n-am spun acum, hai să facem campanie de vaccinare antivariolică, că nu mai există variola. Dar să nu facem vaccinul antirujeolic când se moare de rujeolă în județul Neamț, avem un caz raportat de copil de 5 luni care a murit de rujeolă. Nu a vrut Nu, familia. acolo, ăla nu era de vaccinat, că se vaccinează numai de la 9 luni încolo, acum. De la 11, un an de obicei. Bun, și a stat Dar el l-a într-o. luat de la, când rujeola ca atare este o boală transmisă, trebuie să o iei de la cineva care o are. Nu neapărat că o făcut boala, ci pur și simplu că poartă virusul. Transmiterea asta de la unul la altul prin individ sănătos este cunoscută și de obicei cei care transportă sunt cei vaccinați. Nu fac boala, dar transportă virusul. Și dacă stau și mă gândesc, riscul mai mare e acelui nevaccinat care intră în colectivitate decât acelui vaccinat. E mai mare, dar v-am spus terenul cum. Îs vaccinat, am toate vaccinurile care se făceau la vremea aia eu și ca atare pot să fac orice boală. Dacă la un moment dat sistemul meu este atât de căzut încât am informația, dar nu o pot folosi când am resurse. Bun. Ce se întâmplă cu un copil care intră într-o colectivitate nevaccinat? Ce riscă? Ceilalți să zicem că sunt Vaccinați. vaccinați, da? Și apoi În primul rând, invers. riscă să facă boala fără să știe că a luat-o de la un bolnav. Ce spuneam mai înainte, ceilalți poate să poarte virusul și să fie sănătoși pentru că au imunitatea suficientă, au cunoștința, au informația din vaccinarea făcută. El îl poartă la poarta de intrare, deci îl ține, îl transmite fără să facă boala. Era cel nevaccinat, sigur o va face. Pentru că nu are informația. Deci cei nevaccinați sunt cei mai expuși. Expuși. De altfel, s-au și văzut, în toate decesele cu rujeola, majoritatea au fost nevaccinați. Și cei mari și cei mici. Bun, copilul vaccinat, dacă stă lângă cei nevaccinați care s-au îmbolnăvit, fac forme mai grave, pot, chiar dacă sunt imunizați, să mai facă o formă De de. regulă, niciun vaccin nu-ți garantează lipsa bolii, ci îți garantează o boală fără riscuri. Deci ne îmbolnăvim de gripă, chiar dacă suntem vaccinați de gripă, dar trece ușor, fără complicații. Putem face o formă de rujeolă sau eu știu de ce altă boală pentru care facem vaccinuri. O să facem o infecție tetanică, o facem, dar nu facem tetanos, pentru că avem și sistemul nostru oprește infecția la poarta de intrare și ne păzește să nu înmulțească atât de cu microbul încât toxina respectivă să devină un pericol pentru viața noastră. Bun, ce totuși poate, că tot sunt date discuții, ce poate fi totuși rău într-un vaccin? Nu știm. Sau e vorba și de starea de sănătate a copilului, sau poate fi o afecțiune nediagnosticată, el este aparent sănătos la prezența la medic și. Pericolul într-un vaccin este cel care îl dă mama și care îți transmite copilului. Deci în momentul în care mama stă foarte încordată că acest vaccin poate face
ceva rău copilului meu, copilul ca atare va simți această stare și va avea o stare de împotrivire, de luptă maximă la momentul vaccinării. Și va face o reacție. Dar reacția este psihologică. Dar e nicio treabă. E reacție de durere, reacție constată încordată. Leșină. Dar leșină nici nu l-am atins. Bun. În concluzie, ca să trecem mai departe, ca medic de familie, recomandați vaccinarea, orice vaccin care e acum în lista? Din păcate, nu vă pot spune că recomand eu. Recomandările le face Ministerul Sănătății. În funcție de situația de pericol care există la nivel social, da, la nivel de țară. Da, eu am medic de familie. Mă duc să-mi întreb medicul meu. Și mi-ar plăcea eu, dacă întreb medicul meu, să mi se răspundă exact așa cum m-am întrebat. Domn doctor, fac ce spuneți dumneavoastră, nu ce spune ministerul. Că ministerul îmi dă aici ceva să transmit. Vreau medicul ăla care îmi știe istoricul, care mă cunoaște, la care mă duc cu încredere, să primesc un răspuns în urma căruia eu, ca părinte, să iau o decizie. Ok. Acum ați prezentat corect. Deci putem să dăm o părere, o recomandare care poate sau nu poate fi luată în considerație, dar este o recomandare de la o persoană de încredere. Tocmai. Ei, în momentul în care vine un părinte și mă întreabă, facem vaccinul cu tare? Zic, ok, hai să vedem care este riscul, în primul rând. Dacă îmi vaccină din afara planului național, dacă acum avem plan național și facem vaccinare, este risc? Acum, da, uite, sunt cazuri, faci. Nu-i niciun caz, nu ești umblăreț, nu te duci azi, mâine, acolo ca să poți aduce virusul, îl putem amâna până săptămâna viitoare, până când riscul este. Și atunci, altfel mi-acceptă pacientul să facă un vaccin, pentru că vede riscul. Dar să facem un vaccin, că poate o să vină bomba atomică și nu știu ce o să se întâmple, ce radiații și încep să dau nu știu ce substanță pentru radiațiile, atunci vom vedea atunci, pentru că până atunci trebuie să-l mai fac o dată. Și răspunsul la vaccin are o anumită perioadă de eficiență după care trebuie refăcută vaccinarea. Revaccinat. Și categoric, planul național este foarte... Este bine gândit. Este bine gândit, da? Așa, în sensul că pentru anumite riscuri în ceea ce privește populația, deci intru în colectivitate acum la grădiniță, la cămin, categoric acolo am niște riscuri, e bine să fac vaccinarea înainte. Orice vaccinare, logic este să o fac cu cel puțin 3 săptămâni înainte de a mă confrunta cu riscul. Cel puțin 3 săptămâni. Deci riscul apare, zic, în prima zi de școală, da? Zic așa. Și atunci, ar fi trebuit... În vară să facem vaccinurile. Acum? E târziu? Nu, nu e târziu, pentru că sezonul de gripe urmează. Deci de acum începem să facem. Bun, dar nu mă refer numai la vaccinul ăsta, mă refer la alea controversate. Alea controversate, mă, normal, cele care trebuie să fie vaccinați copiii până când intră în clasa 0, trebuie să aibă toate vaccinurile și să aibă imunitatea completă. Ca informații. Dar v-am spus, asta e informația dinăuntru. Conține și resursele. Dar deja până la clasa 0 ar trebui să fie obișnuit cu colectivitatea, corect, da? Pe de o parte și pe de altă parte să aibă vaccinul care să fac în jurul primului an de viață, la 3-4 ani mai vine unul, la 6 ani mai vine unul, la clasa 3 mai... Până acum să vedem că se modifică, să vedem ce vaccinul vor veni și atunci o să vedem planul național de vaccinare, nu-i bătând cu ei. Deci nu... Dacă spuneți că e bine pus la punct, nu ați fost vreodată pus în situația să vă uitați așa pe planul de vaccinare și să vă gândiți, eu aș fi făcut altfel. Din simplu motiv că am prins alte vremuri și erau alte planuri de vaccinare și am văzut efectul benefic al vaccinului și acum când se o leacă mai aglomerate datorită situației epidemiologice. Deci este o justificare cât se poate de medical aici. Important este că acum avem o luptă între ceea ce se recomandă și justificat și are în spate cu trecerea timpului, proba timpului și acele frici a populației cu o citit că este mercur și este nu știu ce. Tiomersal și mercur înghițim din conservele de lapte praf pentru copii mult mai mult decât din vaccin și atunci de unde facem, nu știu ce facem? Când 60% din copii nu mai suc țâță deloc. Din păcate. Și
cu lapte praf, de ien feluri și toate cutiile pe dinăuntru au un amalgam special făcut ca să nu crească microbi și acolo există și plumb, și mercur. Și atunci, să fim realiști. Hai să vorbim și despre cei mai mărișori, ce mănâncă în pauze, pachetelul, că nu mă gândesc că o să le dea celebrul corn cu lapte, mere sau să zicem că Și nu, alea, dar da, nu, să, eu haideți m-aș să mă lega de gândesc banul la, de buzunar. da, a, da, banul de buzunar sau A spus la pachetelul, cei îi mai dau, mari cei. băi, la cei mai mari cei, da, mă gândesc că cu banul de buzunar pot să îmi cumpăr chipsuri, da? Da, asta se întâmplă. Să știți că Bun, în îi dau ultimii bani ani, de buzunar sau îi dau un sandwich? Ce îi dau? din păcate, nu se mai poartă sandwich-uri. Eu lucrez E în rușine, rural, nu? mărul sandwich. Toți Nu se duc mai e la de bon magazinul ton, ăla nu? Nu și mai e de... e Așa. punga aia frumoasă, colorată, care face cranț-cranț cu nu știu ce și toți se duc acolo și după aia avem probleme mari de sănătate legate de aceste substanțe, deși legea există că chioșcurile din interiorul școlilor sau în imediată proximitate nu au voie să aibă astfel de produse. Bun, și Dar aici ar doar trebui legea e cumva, acolo, da, bun, de dar cumva respectat. pauza de masă, pauza mare sau ce mănâncă copilul, n-ar trebui și asta educată un pic la școală. Avem pauză de masă, mâncăm ceva de acasă, ceva mă gândesc că ar trebui discutat în ședința cu părinții. Se Sau... discută, să știți, și cel puțin în zona de unde activez cu soția, încă facem acele activități de educație medicală în colectivități, ne invită cadrele, facem teme și printre altele discutăm și aceste lucruri, apropo de mărul din curte, apropo de eu știu ce putem lua la școală fără niciun fel de problemă și fără să-i fac poftă colegului că el n-are acasă. Că și aici e o problemă. Și de regulă spunem, și mai ales în perioada când există riscul epidemiologic, recomandăm mai ales alimentele naturale, alea de acasă. Sunt receptiv, nu sunt receptiv, Deci dar... mai bine mănâncă mere, banane, dacă nu pot mere neapărat, sau fructe, da? Cel mai bun lucru ar fi un fruct, un biscuite. Dacă nu vor să-și ia altfel de... Da? Nu își mai iau. Nu-și mai au? Nici cei mici măcar. Nu trebuie noi cei mari să le dăm un exemplu în acest sens. Îmi face colegul meu semn că s-a terminat timpul alocat emisiunii noastre, dar un minuțel pentru că e foarte important odihna copiilor. Care este, dacă trebuie să doarmă la prânz, la ce vârstă, la ce vârstă trebuie să doarmă seara, programul de televizor, am adresat așa vreo câteva întrebări și De mă aștept să răspundeți, tablete, da, de mă aștept nu... să-mi răspundeți și repede, într-un minut, da. Hey, într-un minut am să vă spun un lucru. Acest ritm, activitate, odihnă, în general, până la vârsta școlară, deja consider că ar trebui să fi fost stabilit. Pentru că tableta, televizorul, desenele animate, deja sunt motive de exploatare a părinților de către copii. Sunt foarte șantajiști că vor mai mult televizor, vor mai mult în detrimentul odihnei. Și sunt, de ce să nu recunoaștem, sunt case unei televizorul babysitter, merge non-stop. Și atunci odihna e cum e. Pentru că dacă dormi și un televizor merge, nu e odihnă. Pentru că acele frecvențe de lumini și umbre colorate fac ca somnul să fie total neodihnitor. Ce am putea impune, odată cu un program care înseamnă efort, este când vine, ar fi de dorit să se odihnească, când îi vine somnul. O mâncat, nu o mâncat, îi vine somnul, e bine să încurajăm să se odihnească. Iar recomandarea din totdeauna și eu fac acum, mai ales grupa mică, la ora 21 se stinge lumina. O termina lecții la ora 21. Și mai ales de acolo la ora 21 noapte. Bun, și cei mai mărișori la gimnaziu? Tot la ora 21 ar trebui să se culce. N-au decât să scoale mai devreme. De ce știm noi Ar fi benefic, de ar fi când eram fantastic. mici? Culcatul cu găinile.
Că somnul până în ora 12 cel mai odihnitor, așa știu eu de când eram mică. Nu știu dacă am făcut vreodată. Și atunci suntem datori, acea perioadă este specifică pentru odihna anumitor organe, pe anumite meridiane energetice, iar ficatul ca atare, dacă nu îl dăm atunci, ziua la ora aia, nu cred eu că se odihnește. Și rămânim tot deci timpul datori. Deci ficatul cam ce oră vrea el? Într-o ora 21, ora 23. Înțeles. Iar între 9 și 11 dimineața, nu cred că doarme cineva. Somnul de frumusețe. Da. Deci doar am început astăzi. Vom mai continua pe parcursul anului școlar. Vor mai fi emisiuni dedicate sănătății copiilor și regimurilor de viață, cum se odihnesc, ce mănâncă, cum învață, cum își aleg prietenii, cum relaționează cu părinții. Sunt subiecte despre care domnul doctor sunt convinsă că va veni cu drag să ne vorbească. Vă mulțumesc pentru prezența din această seară, vă doresc mult succes în activitate și, cum v-am zis, vă aștept cu drag și în alte emisiuni. Cu multă plăcere! Dumneavoastră celor de acasă, vă doresc până data viitoare multă, multă sănătate și vreau să urez și eu părinților și copiilor un an școlar extraordinar. La revedere!